Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. Sunt Ana Pârloagă și în această ediție am onoarea de a avea alături de mine pe Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, precum și fondatoarea Centrului Amaneser, și pe Ion Bucur, psihoterapeut și facilitator de constelații familiale și consultant sistemic. Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult că suntem acum împreună. Săptămâna trecută am vorbit despre model și contramodel și dacă ne dorim să fim asemeni părinților noștri. Și ca o concluzie pe care am tras-o a fost că momentul în care acceptăm trecutul așa cum este și ne împrietenim cu părinții noștri, putem să ne găsim și noi echilibrul interior. Acum vă întreb pe voi, ce înseamnă să te împrietenești cu părinții tăi și ce înseamnă să ți regăsești echilibrul interior sau să te regăsești pe tine? Ca să te împrietenești cu părinții tăi, în primul rând este important să poți să-i vezi și să recunoști în interiorul tău ceea ce trăiești și gândești vis-a-vis de ei. De multe ori suntem supărați pe ei și credem că emoțiile astea nu sunt un fel de respingere vis-a-vis de ei. Chiar dacă noi simțim de multe ori această respingere vis-a-vis de ei, nu înseamnă că nu îi iubim sau că undeva în interiorul nostru nu îi respectăm. Dar sunt anumite situații în interiorul nostru cu emoții blocate sau situații neîncheiate care sunt în interior, nu le-am asimilat, nu le-am integrat, nu le-am depășit și ele de când în când zbucnesc în certuri, în discuții, în anumite gânduri sau anumite situații pe care le avem, să le avem cu ei. În momentul în care noi integrăm aceste lucruri, ne lăsăm să simțim acele emoții, vedem care este durerea noastră și putem să o comunicăm vis-a-vis de ei, dar într-un moment mai calm, atunci poate să se deschidă un dialog, pentru că noi nu o să-i mai vedem prin ochii acelei dureri. Și atunci o să ne fie mult mai ușor să-i vedem și respectul pe care îl avem noi vis-a-vis de ei, care înainte era acoperit de acea supărare, de acei nervi, va putea să iasă la suprafață și cu iubirea respectivă. Și atunci căile sau contextul pentru a ne împrieteni cu ei și a nu-i mai judeca și a accepta tot ce vine de la el este mult mai ușor. Da, sunt total de acord cu ce spune Claudia. Doar niște mici completări din perspectiva mea. Mi se pare minunat să poți să te împrietenești cu părinții tăi, dar nu am văzut foarte multe cazuri. Din păcate, da. Din păcate este ceva rar. Și eu înțeleg împrietenirea cu părinții că are o precondiție și anume să poți să-i respecti și să respecti rolul lor în viața ta. Și din păcate, parcursul de viață prin care fiecare dintre noi trece creează niște dificultăți în interiorul nostru, dincolo de cele prin care trece, să zicem, orice adolescent, niște dificultăți care se conturează în interiorul nostru ca niște subpersonalități. Cu alte cuvinte, un om care nu este unitar în interiorul lui, e dificil să facă procesul ăsta. Și atunci, primul lucru pe care ar trebui să fie atent, cum spunea și Claudia, să se vadă pe el. Să se vadă pe el, să se înțeleagă pe el și să se împrietenească, să se iubească, astfel încât el să ajungă o persoană unitară. Și anume, acele părți din noi care în copilărie au rămas, să spunem, disociate, fragmentate, care păstrează încă resentimente, părțile din noi care încă nu s-au maturizat, să se adune într-un tot unitar, ca să putem să ne privim părinții prin ochii persoanei adulte, prin ochii unui om matur, din punct de vedere atât emoțional cât și spiritual. Din perspectiva mea, asta înseamnă un proces de reunificare sau de unificare. Seamănă un pic cu ce spune Claudia, să te vezi, să vezi ce se întâmplă cu tine în raport cu ei. Pentru mine înseamnă
să ai acces la partea din tine care nu a fost rănită, sau să nu-i zicem partea, instanța profundă care nu a fost rănită, care nu păstrează resentimente, ca să poți să integrezi toate celelalte părți din mine care nu vor să se împrietenească cu părinții. Și cum putem accesa această parte echilibrată din noi? Din perspectiva mea și din perspectiva cunoștințelor pe care le am și a modului practic în care lucrez, această instanță, nu i-aș spune o parte, nu este o parte, este ceva cu care noi ne naștem, este ceva, este un loc în interiorul nostru în care nu a pătruns durerea, nu a pătruns fragmentarea, e un loc care nu a fost atins. Noi pierdem accesul încetul cu încetul cu acest loc, odată cu educația și odată cu momentele din viața noastră în care nu avem capacitatea de a răspunde în așa fel încât să ne păstrăm unitatea. Și atunci părți din noi se decupează, părțile care simt durere, și creează strategii de interacțiune cu părinții și apoi cu mediul. Acele părți trebuie cumva readuse înapoi, relipite. Nu putem face din perspectiva unei părți mai inteligente sau unei părți mai... Adică oricât ne-am chinuit să fim mai inteligenți, mai înțelepți, putem doar să constatăm sau să avem acces la acest loc interior, la sine, pot să-i spun. Pentru prima dată sau de câțiva ani de zile din practica mea încep să văd aceste lucruri, pentru că înainte lucram cu un model al personalității unitare. Adică dacă eu vorbesc cu Claudia, cu Ana, ca și cum chiar vorbesc cu Claudia sau cu Ana. Când de fapt s-ar putea să vorbesc o parte din Claudia și o parte din Ana, o parte din Ion, cu o parte din mine. Și această presupoziție sau această viziune își dovedește limitele atunci când, deși faci ceea ce trebuie făcut, totuși nu există efect. Adică deși respecti procesul, deși nu în toate cazurile există efect. Nu există efect sau nu există efectul pe care ne-l imaginăm noi, da, sau pe care ne-l dorim? Întotdeauna există un efect, dar în principiu, cum văd eu procesul, o parte din noi inteligentă ia controlul, ca și cum avem o personalitate dominantă, inteligentă, înțeleaptă, terapeutică, poate chiar, încearcă să înțeleagă, deci de obicei utilizăm resursele raționale, face ceea ce trebuie făcut, dar de cele mai multe ori o face dintr-o perspectivă limitată, adică scopul ei este să scape, să înțeleagă, să controleze, să rezolve. Ori acest scop s-ar putea ca uneori să contravină altor părți din interiorul nostru. Nu este o interacțiune unitară. Este interacțiunea dintr-o parte și unele părți s-ar putea, de exemplu, revolta. O parte din mine care e rănită, un copil care încă mai are resentimente, ar putea să zică, dar mie nu-mi convine chestia asta, pe mine nu mă vede nimeni. Și atunci procesul este sabotat. Deși înțeleg, deși fac ceea ce trebuie făcut, totuși nu ajung la liniștea sufletească pe care mi-o doresc. Și aici din nou ajungem la emoții, care sunt barometrul nostru interior. Da, care ne zic, care ne spun ce merge, ce nu merge pentru noi în momentul respectiv, și corpul. Pentru că unele persoane nu au acces foarte mult la emoții, dacă emoțiile au fost blocate, dar corpul oricum se resimte și ne strigă prin dureri, prin stări de rău, printr-o amorțeală, da, printr-un blocaj, printr-o ceva. Da. Da. Și totuși, cum ajungem să ne judecăm părinții și să avem aceste emoții mai puțin plăcute în anumite contexte vis-a-vis de ei? De multe ori, în copilărie, trăim situații pe care noi nu le înțelegem. Să zicem, ne jucăm cu păpușică, cu mașinuță, vrem să vedem cum este făcută pe dinăuntru și s-o rupem. Intră părintele și zice, distrugi jucăriile! N-am înțeles reacția, pentru că ceea ce vroiam eu să fac ca copil era să văd ce este în interior, adică e o curiozitate naturală, e ok, e bine. Dar reacția adultului zice că nu e bine. Și în plus mă speri, țipa sau mă pedepsește. Și eu înțeleg
că ceva am făcut și nu trebuia să fie făcut. Dacă lucrurile astea se repetă, pot să ajung să cred că eu am făcut ceva greșit sau că interesele mele, curiozitățile mele sunt aduc ceva rău pentru mine. Și după care încep să dau vină pe ei. Că eu nu pot să fac ce vreau, că eu nu pot la aia și încep să-i judec. Dacă vorbim de lovituri, de jigniri, de critica constantă, știi, de obicei există o temă în relație cu mama, în relație cu tată. Tata era așa, mama era așa și continuam, că nu trebuia să fie, că dacă era altfel, că era din cauza lor, că tarara. Toate lucrurile acestea vin din situații de genul acesta, care au rămas neîncheiate pentru mine, nu au fost asimilate în interiorul meu sau n-am știut eu cum să gestionez și au rămas blocate în interior, le-am înghițit. Și cum zicea Ion, îmi găsesc eu strategiile astfel încât ele să rămână acolo și eu să nu le ating. Dar judecata rămâne pe parcursul anilor. Strategiile sunt sistemele noastre de autoapărare? Da, pentru mine asta înseamnă. Da. Și sunt cele care ne sabotează, apropo de ce spuneai mai devreme? Nu ne sabotează, nu. Strategiile sunt strategii de supraviețuire într-un context perceput ca fiind ostil. Ele ne sabotează după un anumit timp, când contextul se schimbă. Noi nu mai putem avea acces la resursele noastre și la o interacțiune firească cu viața, cu alte persoane. Reacționăm cu aceste strategii care pentru noi au făcut o diferență într-un anumit moment. Toate strategiile astea, noi le numim mecanisme de supraviețuire sau mecanisme de apărare, s-ar putea ca limbajele să difere un pic, dar sunt congruente. Noi le numim mecanisme de supraviețuire sau mecanisme de apărare și uneori, pentru un psihoterapeut neexperimentat, par piedici și obstacole. Când, de fapt, ele exprimă modul în care o persoană a reușit să se iubească pe sine și să-și protejeze, într-un anumit fel, integritatea, sănătatea, poate chiar viața uneori, în contextul, în situația aceea, în situația respectivă. Deci, inclusiv partea critică și partea de judecată față de mine sau față de ceilalți, ele nu pot fi desfăcute, dizolvate și, să spunem, integrate, decât atunci când vezi în miezul lor, în inima lor, vezi iubirea care a existat pentru tine, pentru acel copilaș mic sau pentru unul dintre părinți, iubirea care a existat atunci și felul în care copilul a judecat lucrurile în așa fel încât să se protejeze. Aș spune că mecanismele de apărare sau de protecție, din perspectiva terapeutului care ajută la integrare, este benefic să fie văzută ca forme de iubire pe care un copil mic le învață sau le experimentează după nivelul lui de gândire sau după nivelul lui de informație. Este felul în care eu m-am iubit pe mine, de exemplu, să fiu critic cu mine. De ce? Pentru că fiind critic cu mine, m-am restrâns, m-am limitat pe mine și atunci am evitat o critică sau o respingere mai mare, mai periculoasă pentru mine. Apropo despre ce spunea Claudia mai devreme, că în momentul în care avem nervi sau ne judecăm părinții, nu îi respectăm. În momentul în care nu ne respectăm părinții, înseamnă că nu îi onorăm și nu le respectăm rolul lor, despre care menționai la început? Trebuie să intrăm într-o filozofie de viață coerentă, care este și o metodă terapeutică, și anume constelațiile de familie. În constelațiile de familie se lucrează la un nivel extrem de profund, la un nivel, să spunem, sufletesc sau poate chiar am putea spune prin adâncime spiritual. Deși este vorba de psihoterapie, procesul fundamental prin care omul se întregește și reușește să își să-și utilizeze resursele și să se elibereze din condiționările trecute, este să onoreze părinții și să-și onoreze trecutul și să onoreze tot traseul lui de până atunci. Iar asta vine din sentimentul de identitate, din sentimentul de a fi
una cu părinții tăi. Deci când ești una cu părinții tăi, atunci e ca și cum în interiorul tău, acel sentiment de vinovăție care uneori apare pentru că, dacă vreți, e un principiu spiritual aici, e principiul unității. Noi suntem una, sunt și tainele religioase, cele 8 taine, dacă țin minte, toate sunt taine ale unității. Suntem una cu părinții noștri. Când acceptăm că suntem una cu părinții noștri, putem să fim diferiți, să-i lăsăm în urmă. Putem să avem un destin diferit și să nu repetăm în circuite, în cercuri vicioase, să nu repetăm destinele. Deci, înainte de toate, ar trebui să acceptăm că suntem una cu părinții noștri. Nu putem accepta acest lucru până când noi, în interiorul nostru, nu vindecăm și nu ne înțelegem pe noi și nu avem liniște. E ca și cum eu, dacă vreau să-mi onorez părinții, ar trebui să iau copilul mic de mână care am fost, cu toate trăirile lui și fricile și furia și toate astea, și împreună cu el să mă duc să vorbesc cu părinții mei. Dar asta înseamnă să mă pot vedea pe mine. Și am liniște sufletească și am iubire pentru copilul care am fost. Și atunci pot să mă duc și să recunosc rolul acestui om, acestor ființe în viața mea, că fără ele n-aș fi existat. Altminte, rămâne doar o dogmă, rămâne o afirmație care poate fi foarte ușor denaturată către o ideologie morală, către un comportament moral, adică cum e bine și cum e rău. În terapie nu este vorba despre bine și rău. Nu este vorba de educație morală. Este o educație pentru viață care îți arată cum funcționează viața și cum funcționezi tu și cum poți să funcționezi mai bine. Mm-hmm. Da. Și știi că mă gândeam la primele constelații pe care le-am făcut eu și mă gândeam, știi, când am văzut prima dată că judecându-mă tatăl, eu nu eram în rolul meu de copil și nefiind acolo nu puteam să-l onorez pentru că nu... Da, e vorba de vindecare arhetipală. Uh-huh. Deci pentru că tatăl nu este doar comportamentul lui, el face parte dintr-un trib mai mare, să spunem, dintr-o experiență comună a întregii umanități, arhetipul tatălui. Iar eu fiind copilul acestei persoane, pentru că el a fost înainte și eu sunt după, eu fac parte, să spunem, dintr-un alt trib, din tribul copiilor. Deci ca și cum cele două triburi se respectă. Fără tată nu există copil, fără mamă nu există copil. Dar pentru asta eu trebuie mai întâi, într-adevăr, să mă asum pe mine și să mă văd pe mine ca ființă umană întreagă și să văd ce părți din mine au rămas în urmă, să pot să le reintegrez, să le iubesc dintr-o perspectivă nu terapeutică, dintr-o perspectivă adâncă acelui loc din interior care n-a fost niciodată afectat. Altminte, putem să înțelegem la infinit, putem să fim foarte buni în terapie, putem să fim terapeuți, să construim în noi o parte terapeutică, este doar o altă parte. Și ca orice altă parte, ea are o perspectivă a părții, limitată. Nici o parte nu le poate vedea pe toate. Dacă există în interiorul nostru o instanță care vede tot, și nu judecă nimic, atunci nu este o parte, este sinele. Sinele este... Această abordare este ceva nou în terapie. La care eu am citit prima dată, eu am înțeles în constelații că lipsește ceva. De multe ori am înțeles că lipsește o perspectivă a bunătății. Că un om trebuie cumva ajutat să fie blând cu tot ce vede, să nu înțeleagă, ci mai degrabă să renunțe la judecata a ceea ce vede sau a ceea ce poate să înțeleagă. Și am simțit că mai există încă ceva, am început să lucrez într-un anumit fel, după care am descoperit întâmplător la un terapeut american, care a fost și profesor la Harvard și la Illinois, și care este terapeut de familie, că el vorbește despre sine. El vorbește despre sine și spune modelul eu-ului psihoterapie este incomplet. Fără acest sine, ce este sinele, e o întreagă discuție și cum îl trăim, cum putem să trăim noi. Și mai spune ceva interesant, nu poate fi cultivat, nu poate fi dezvoltat, nu are sens să medităm, să facem yoga sau nu știu ce, el există deja. Tot ce s-a pierdut este accesul. E lipsa de încredere în iubire și în bunătate.
Și prin meditație, de exemplu, nu putem să ne recapătăm accesul la sine? Da și nu. Da, da și depinde nu. Cum o faci. Da, am înțeles. Eu mai degrabă aș spune că e un pericol în a face ceva, pentru că este o parte care face ceva. Okay, o parte din tine aia deșteaptă, terapeutică, înțeleaptă, face ceva și îi se pare că găsește altceva. Dar această parte nu este diferită de sine. În interiorul ei, în miezul ei, în fiecare parte din noi este sinele. El nu s-a pierdut niciodată, nu a dispărut. Este aici, dar nu avem acces. Adică vedem lucrurile dintr-o perspectivă limitată. A spune că e bună, nu e contraindicată. Nu sunt împotrivă. Dar na, și plantele medicinale, cum le spune, ayahuasca și așa mai departe, psilocibina, toate sunt bune, dar n-am văzut niciun om care să fi făcut o mulțime de ceremonii de genul ăsta și să fi avut cu adevărat un salt. Saltul este, cum să spun, orice terapeut te duce până la ușă, îți explică, îți arată, după care tu trebuie să faci. E un salt de încredere. E un salt în care tu te lași în mâinile bunătății, care nu-ți dă nicio garanție. Din punctul meu de vedere, ce explici tu ca sinele, ar fi legat de sufletul nostru și de scânteia noastră divină, da. Care corespunde cu partea noastră subconștientă și inconștientă. Mă rog, ca să putem... Aici limbajul nu este suficient. Nu este, dar ca să putem o parte, să ne înțelegem. Da. Știi? Dar când spui o parte, există un pericol. Să crezi că există o altă parte care poate să cunoască o parte. Nu e da, ci sunt doar de atunci... acord cu tine. Da. Sunt de acord cu tine, doar că este necesar să explicăm astfel încât să putem să să ne zicăm și noi. O poieniță din da, sufletul ideea nostru. Este să putem să aducem, știi, niște concepte care să poată să se lege de de altele. Să fie accesibile, sunt de acord. Și atunci, dacă vorbim de scânteia divină, care este acea parte din Dumnezeu care o am adus-o cu noi aici și de la care sufletul nostru a creat corpul nostru și viața noastră și creează și continuă viața care i-a adusă din scânteia și din Dumnezeu, vorbind într-adevăr de zona aceasta întreagă, ce spuneai tu legat de știi că acea parte include scânteia aia, nivelul acela de conștiință. Și acea parte atunci când blocăm emoțiile, de exemplu, blocam ușa de acces către zona blocăm aceea. Blocăm tot, da. Pentru că emoțiile sunt ghizii noștri. Cel sunt care ușile. Ne zic că schimbă, da. Schimbă asta sau fă în continuare asta, în funcție de starea noastră de bine. Și acea ușă ne conectează cu altă zonă din noi care este mult mai sensitivă, care poate să capteze mult mai multă informație subtilă și care zice e bine sau nu e bine. De exemplu, intuiția. Nu știm de unde avem intuiția, nu putem să zicem e aici sau e aici, dar e o chestie care știm că dacă nu o ascultăm, nu o să fie bine. Vine din partea... Nu din partea, din acea zonă. Din poienița interioară. Sau din ziua de duminică a sufletului nostru. Eu zic din sufletul nostru care ne zice nu pe acolo. Sau du-te. Sau fa. Sau... Diverse lucruri. Dar și... în același timp ne lasă să facem această alegere. Păi da, există pentru liberul că asta arbitru. E fundamental. Această libertate, fără această libertate, e doar o parte. Acest loc în interiorul nostru, această scânteie divină, ne permite să luăm decizii și să experimentăm viața așa cum dorim noi. Deci avem total această libertate, exact ca în Geneză. Ai grijă să nu mănânci din pomul ăla, dar în rest poți să faci orice. Și poți să mănânci și din pomul ăla, dar e treaba ta. E treaba ta. O iei pe compropriu, da. Cam așa este și... Da, adică ne includem cu totul, like fiecare celulă din noi conține în nivelul ei, într-o anumită zonă, aceea scânteia divină din care se poate crea din nou totul. La fel ca și informația din sufletul nostru, pentru că sufletul nostru este cel care ne-a dat forma, adică corpul nostru reprezintă cumva sau exprimă felul în care gândim, felul în care simțim.
Și momentul în care schimbam gândirea noastră și felul în care noi percepem și acționam sau reacționam în mediul înconjurător, da. Bunătatea. Deci când schimb bunătatea, gradul de bunătate, totul se schimbă. Se schimbă și la nivel corporal. Se schimbă starea noastră de spirit și cu ea se schimbă organele noastre, celulele noastre. Deci e peste tot și dacă noi suntem cu toți unitării, cum zicea Ion, unul și același. Venim prin cineva ca să trăim propria noastră viață, cum să nu-i onorăm? Da, deci părinții noștri fac parte din aceeași unitate ca și noi. Din ce am înțeles eu, este că putem să accesăm această poieniță în momentul în care suntem în locul nostru. Dar așa, în locul nostru, din tribul nostru. Nu. Da, da și nu. Și putem să o accesăm văzând părțile care nu sunt lipite cu noi, da? Adică aceste emoții, să spunem. Un om are o furie, are resentimente, are frică. Când mă duc în miezul acelei frici, acolo găsesc ceva care pare de altă natură. Dar cum mă duc acolo? Printr-o ascultare, printr-o necondiționată, fără judecată, prin calitățile sinelui. Este, cum să spun, este ceea ce putem face noi, să facem niște alegeri, fără nicio garanție. Să avem deschidere, să avem curiozitate, o curiozitate reală, o deschidere reală și să ascultăm la nivelul cel mai adânc ceea ce ni se spune, ceea ce interiorul nostru ne transmite, să ne ascultăm emoțiile, să vorbim cu ele, să ne împrietenim cu ele, să le permitem să existe și să nu le dăm lecții. Asta cred că mi se pare e cel mai important. Pentru că din perspectiva sinelui nu există bine și rău. Din perspectiva sinelui, ceea ce este, este exact așa cum este și exact așa cum a fost. Deci sinele nu o să-ți dea niciodată lecții. Da, ce mă întrebam eu este, dacă eu, ipotetic vorbind, eu îmi judec părinții și nu sunt în locul meu, pot să am această deschidere? Da, te judeci pe tine. Când judeci părinții, te judeci pe tine. De ce judeci pe tine? Pentru că te doare. Ce înseamnă durerea aia? Este felul în care tu ai încercat să te protejezi. Înseamnă judecata față de părinți. Este felul în care durerea, îți protejezi durerea. Când judeci părinții, îți protejezi durerea din interiorul tău. Nu vrei să mai ai de-a face cu durerea ta. Și atunci crezi că stimulul sau că de acolo vine și încerci să te delimitezi. Și cum putem să ne reluăm locul nostru în familie? Aici e un alt nivel. Deci după ce ne împrietenim și ne reunificăm, atunci se întâmplă ceva foarte ușor și natural, și anume îi dau locul fiecăruia din familie. Și atunci când îi dau locul părintelui meu, eu mă poziționez. Când dau locul trecutului meu, momentelor prin care am trecut, oamenilor care au existat în viața mea, așa cum a fost, exact așa cum a fost, traumelor din viața mea, părinților mei, lucrurilor care s-au întâmplat, dau locul și spun un da din toată inima, atunci eu am locul meu. Eu sunt pe locul meu. Nu pot să-mi iau locul, doar să dau locul celorlalți și în felul acesta eu primesc locul meu. Cum ajungem acolo, Ion? Da! S-a citit întrebarea în privirea mea. De exemplu, aici e clar că intrăm pe un teren mult mai pragmatic, pentru că asta e o întrebare, să spunem, pare generală și necesită un răspuns general, când de fapt s-ar putea să fie o întrebare foarte concretă, adică în fiecare caz în parte necesită un răspuns. Dar dacă aș da un răspuns general, cum ajungem să ne onorăm părinții și să ne ocupăm locul în familie, și aș lua un caz, să spunem, totuși particular, aș spune că eu trebuie să văd durerea din mine, să văd felul în care am făcut față contextului în care am trăit, să văd că
că strategiile pe care le-am dezvoltat sunt de fapt modalități în care eu am putut atunci să mă iubesc pe mine, să mă protejez pe mine, să mulțumesc acestei strategii, acestor strategii și să le iau în inima mea și atunci eu cresc, da? Cresc când e ca și cum am luat copilul de mână și mă duc la părintele meu și de-abia acum pot să mă uit la părintele meu să spun, acum te văd, tu ești mama mea, tu ești tatăl meu, fără tine n-aș fi existat. Dacă procesul nu este făcut în această ordine, în prioritizarea, el devine o dogmă. E ca și cum apare morala, apare judecata morală în psihoterapie, că trebuie să ne onorăm părinții, că trebuie să nu știu ce facem. Și atunci, principalul lucru este să înțelegem că nu este o dogmă, nu este morală, nu e despre bine și rău, ci despre cum putem să ajungem încetul cu încetul, procesând tot ce s-a întâmplat cu noi, să ajungem în prezent. Și când suntem în prezent, atunci putem să ne uităm la părinții noștri cu dragoste și să-i vedem în demnitatea lor. Sper să nu vorbesc o limbă foarte străină pe aici. Așa, un exemplu ne-ar ajuta, Ion. Știi, de exemplu, mă gândesc, știi, mi-aduc aminte acum mulți ani, am vorbit noi la telefon, știi, și eu plângeam așa ca o Magdalena și tu mi-ai zis, e cu mama. Și știu că m-am gândit o săptămână, ce legătură are plânsul meu care era, nu știu, băi, ce cu mama. Știi, și mă gândesc că e ceva legat de onorarea mamei sau o dificultate cu mama, știi? Mă gândesc dacă poți să ne dai, sau să iei exemplul ăsta sau altul din experiența ta care să... Nu trece acum niciun exemplu prin minte, mă străduiesc. De exemplu, o mamă care are o traumă în interiorul ei, da? O mamă care a trebuit să sacrifice o bucățică din ea ca să facă față unui context. Da? O mamă care a trebuit să sacrifice în copilăria ei, s-a supus unor rigori prea mari din partea părinților și acea inocență pe care are un copil, ea a uitat-o, a uitat de ea. Și ea s-a adaptat. Chiar de curând am avut o situație, dar nu cu o mamă, cu un tată. S-a adaptat în, cum să spun, și-a construit niște mecanisme prin care ea face față vieții. Copilul crește, trece de perioada minunată de la un an, doi ani, când totul e minunat și începe să intre în funcțiune educația. Și mama își învață copilul ca să nu facă mizerie, ca să nu să se joace, să pună ordine și are tot timpul o presiune. De ce? Pentru că ea și-a construit un mod de a fi care a fost conectat cu contextul ei. Și în contextul ei era calea către a reuși. Pentru că părinții ei, din mecanismele lor de supraviețuire, și-au dezvoltat niște valori și a spus, o femeie trebuie să fie așa, 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 așa. Și i-au impus asta. După care ea vine, vremurile s-au schimbat, nu mai știm exact ce este bine și ce e rău la generația asta. Copilul are mult mai multe influențe și nu mai este atât de atent sau nu mai este atât de ordonat, nu mai este atât de organizat sau poate că nu mai apreciază foarte mult mediul școlar sau învățătura sau dacă nu simte plăcere la română, la matematică, la engleză, nu mai învață. Lucru care era inimaginabil pe vremea noastră, sunteți de acord? Da. Că trebuia să înveți, că dacă nu înveți, ești sortit eșecului, să zicem. O să ajungi un nimeni, o să ajungi un... nu știu, un gunoier sau nu știu ce. Și impune copilului. Cum spunea Claudia, copilul nu înțelege ce-i cu impunerea asta. El nu vede niciun pericol, se uită afară, nu e nicio bombă, nu explodează nimic, nu știe ce e aia să ajungi gunoier sau nu știe, nu înțelege cum să spun eu, sistemul de gândire al mamei. Pentru că nu e adecvat cu situația lui. Și copilul pierde atunci, rămâne în interiorul lui, e ceva ca și cum e mutilat. Mi-aduc aminte de copilul meu. E un moment în viața copiilor când deschid toate sertarele și scot farfuriile și le pun jos, după care le bag înapoi și tot așa. Ba mai și sparge nu știu ce căniță și zice,
tati, uite, s-a spart. Zic, cum s-a spart? Păi s-a spart. Deci nu, dacă aveam o educație rigidă sau dacă eram la primul copil și aveam o altă vârstă, probabil eram, a, ce, n-ai făcut, n-ai dres, trebuie să le educăm să facă, să respecte. Aveam acolo un sacoșă. Bagaj prin, de... Da, un bagaj. Când mă uit la el, mă uit în ochișorii lui, era atât de inocent, nu era nicio intenție acolo să facă ceva rău, să-mi scoată mie banii din buzunar să completez chestia aia, n-avea nicio și atunci am înțeles că de fapt el e curios, el vrea să exploreze și că nu e absolut nimic rău în ce face el. Ok, a spart o farfurie, este ca și cum am luat din banii de Harvard și îi plătesc pe farfurii. E o glumă, da? Și mă duc și explorez împreună cu el sau îi arăt cum se exploreze. Cum le dăm jos și cum le băgăm înăuntru, da? Facem ambele, da. Deci când respect inocența copilului, atunci el crește sănătos și învață limitele într-un mod, să spunem, mai ușor pentru el. Învață să se autolimiteze, învață că, sigur, sunt și mecanismele afective, asta îi face plăcere mamei, asta îi face plăcere tatălui, dar învață și că dacă face lucrul ăla, rănește alți oameni sau se poate răni pe sine și încetul cu încetul, dacă nu te grăbești, copilul singur are acest impuls de a crește. Deci faptul că sparge o farfurie, că scoate toate lucrurile din sertar, că le aruncă și le zăpăcește și tu nu mai știi de ele, este de fapt impulsul lui de creștere și pe ăsta l-a pus Dumnezeu în sufletul nostru, să învățăm. Copilul vrea să crească și tu poți să-l ajut să crească sau poți să-i stopezi creșterea. Pentru că el crește într-o direcție în care tu crezi că va fi periculos. De ce? Pentru că așa ai fost tu educat. Dar nu mai știu exact pe unde o luasem, care era întrebarea. Ca să înțeleg întrebarea care... era cum, ce se întâmplă când nu ne luăm locul și... Da. Sigur, dacă părintele impune, cumva copilul trebuie să facă față furiei părintelui, fricii părintelui și el atunci rupe anumite lucruri din el, înțelege că nu este bine să fie curios. El nu-i pasă, adică nu înțelege el prea bine că a făcut o daună, dar ce înțelege el că dacă ești prea deschis, dacă ești prea curios, că nu ești permis așa cum ești tu, că impulsurile naturale nu sunt acceptabile. Că ar putea să facă rău. Și atunci începe să se desconsidere pe el, începe să se limiteze, rupe impulsuri din el care sunt naturale, le blochează. Mai târziu, da, când copilul crește, el o să facă probabil același lucru sau dacă face un proces în interiorul lui și descoperă că sunt frustrări care vin din momentele acelea, că sunt resentimente, le scoate la suprafață și în primul rând se iubește pe el, înțelege că nu era nimic rău în asta. După care vede că nici mama n-a vrut să-i facă ceva rău și înțelege că nici mecanismul lui de autolimitare, de blocare a curiozității și a creativității naturale, nici asta nu e nimic rău, ci că pur și simplu ăsta este destinul și sunt părți, sunt lucruri pe care le poate recupera. El atunci face un proces de liniștire, se autoliniștește, își recuperează resursele și e ca și cum se revitalizează. Dă drumul din nou impulsului acela de viață. Când ai dat drumul impulsului de viață, ce mai poți să reproșezi? Că nu mai ai nimic de reproșat. Tu ești prezent, ești întreg și atunci poți să te uiți la mama ta, la părintele tău și să spui, da, mamă, așa a fost, pentru mine este ok, sunt împăcat cu asta, m-am împăcat. Ce simt eu în sufletul meu este împăcare. Este adevărat că și făcând lucrul ăsta, tot simți împăcare. Adică dacă tu înțelegi că mama este mama și că ea este mai mare orice ai face tu, cumva poate că ignori părțile astea din tine, le dai deoparte. Și poți să faci asta, simți liniște, dar procesul tot rămâne. Adică anumite părți din tine o să saboteze liniștea, deși tu simți, Doamne, ce minunat a fost. Dar nu poți să menții. Pentru că mai sunt bucăți din tine neexplorate, neintegrate, neiubite. Da? În cazul unui adult care a trăit într-o familie nu tocmai armonioasă, ajuns adult,
vrea să-și schimbe cumva destinul sau să-și ia destinul în mâini, care este mai bun sau diferit, să nu spun mai bun, ci diferit, de cel al părinților. Ce poate să facă în situația în care simte vinovăție și nu-și dă voie să trăiască mai bine decât părinții și familia pentru că simte că îi trădează? Da. Deci aici sunt două planuri. E foarte important să distingem între cele două planuri. Există un plan, să spunem, al vieții de zi cu zi. Este planul nostru lumesc, în care noi distingem între bine și rău. De exemplu, să-ți faci studiile în condițiile în care mama n-a reușit sau tata n-a reușit, este mai bine. Noi credem că e mai bine. A avea mai mulți bani decât părinții este mai bine, da? A avea un status social, a avea o relație mai bună este mai bine. În alt plan, totuși, lucrurile nu sunt văzute așa. În planul mai adânc, mai profund, cine poate să judece două vieți și să decidă care e mai bună, care e mai valoroasă? Deci dacă aplicăm aceste concepte lumești despre bine și despre rău, e clar, ai mai mulți bani, arăți mai bine, ești mai sănătos, ai o relație, ești mai bine. Dar din perspectivă spirituală, este lucrul ăsta, adică cine deține acel adevăr universal care spune asta e o viață bună și asta e o viață rea? Cine poate să decidă asta? Și atunci, dacă nimeni nu poate să decidă care e viața mai bună și care e viața mai rea, singurul aspect care rămâne în vigoare este care sunt consecințele. Dacă tu te uiți la părinții tăi, indiferent cum au fost, și spui asta, această demnitate este neștirbită, indiferent ce s-a întâmplat, este neștirbită în fața mea, tu ești mama cu demnitatea ta neștirbită și eu sunt copilul. În momentul ăla se reface toată această legătură de iubire profundă și de respect profund și atunci tu te poți diferenția. Mai întâi trebuie să accepți că ești una cu ea și poți să accepți una cu ea nu pentru că ești una cu răul, ci pentru că ești una cu demnitatea neștirbită. Da? Deci nu mai poți să-ți vezi mama ca fiind ratată, dificilă, cu ce nenorocit s-a mai întâmplat pe acolo, te uiți la ea, vai, săraca, eu vreau să fiu mai bine. Asta este sfârșitul terapiei. S-a terminat terapia, mulțumesc frumos, du-te în altă parte, învață reguli de conduită și alte chestii. Pentru persoanele astea, într-adevăr, mai bine le spui ce să fac, decât să lucrez cu ele, pentru că încă nu au adâncimea, încă nu au capacitatea de a vedea nivelul la care trebuie lucrat. Și atunci mai întâi creezi nivelul, mai întâi creezi conștiința emoțională, conștiința de sine, bunătatea faci și așa mai departe. Însă, să zicem că ai ajuns acolo. E o atitudine. Cine spune că mama ta e perfectă sau că e imperfectă? Mintea ta, da? Și tu poți să alegi să-ți accepti mintea cu argumentele ei, pentru că ai suferit, să spui, da, mama e o ratată, e chinuită, uite ce viață a avut, vai săraca, vai bunica, vai nu știu ce. Sau să te uiți la ea și să spui, mintea mea este interzisă. Toate celulele minții mele spun că nu e bine. Și mie nu-mi pasă. De ce? Asta este atitudinea mea, este alegerea mea. Eu o fac. Și imediat apare o consecință. Când eu aleg să mă uit la mama mea ca fiind perfectă, deși mintea mea spune că nu e, toate enciclopediile o mare spun, vai săraca, eu spun nu, este mama mea, este perfectă. N-am dreptate din perspectiva intelectuală, rațională, dar nu contează. Pentru că eu mă uit la mama prin ochii sufletului. Eu mă uit la mama mea prin ochii iubirii și spun, este perfect. Păi dintr-o mamă perfectă ce se poate naște? Un copil perfect. Exact. Deci se reface dintr-un tată perfect și dintr-o relație perfectă, chit că ei au divorțat sau bătut și dureau, sau au fost acoli sau mai știu eu ce au făcut. Din această familie perfectă, în ochii lui Dumnezeu, da? În ochii sufletului meu, ce se poate naște? O perfecțiune. Cum se manifestă ea în interiorul meu? Apare o liniște spontană, o liniște perfectă, instantană. Dintr-o dată, nu mai am probleme să mă mai gândesc ce a făcut mama, să mai analizez ce a făcut tata. Dar atenție, asta e, aici e vorba de separarea celor două planuri. Pentru că dacă vine un om și îmi spune, stai un pic, că pe mine m-a bătut, m-a călcat în picioare, m-a dat la orfelinat, mi-a luat banii pe care i-am strâns și eu, m-a șantajat, m-a dezavantajat, le-a dat fraților mei mai mult. Sau... Adică toate lucrurile astea sunt obiective și creează suferință. Da? Este legitim. E vindecător? Nu. Deci nu contrazicem legitimitatea
celui care a suferit și vrea să repare, să se refacă, pentru că el are dreptul mai întâi să se refacă pe el. Când s-a refăcut pe el, în integritatea lui, de-abia atunci poate să facă acest proces. Nu este morală, nu este dogmă, este un proces logic și atunci când îl faci în ordinea aceasta, atunci începi să simți unitatea ta cu tine, a ta cu familia ta, a ta cu tot ceea ce există. Și trăiești din perspectiva unei alegeri conștiente să te uiți la lume și la lucruri prin ochii sufletului sau prin ochii spiritului. Corect, sunt de acord. În ochii perfecțiunii. Este o alegere, nu ți se impune, n-ai nevoie de argumente, oricâte argumente ai avea, nu poți să o faci. Eu mă uit acolo și eu aleg să privesc așa. Mm. Și după aia imediat încep să simt. Da, wow. Da. Deci consecințele vorbesc. Da, să ajungem acolo e puțin mai dificil. Da. Da. Da, pentru că nu toți oamenii sunt pregătiți să facă terapie. Terapia, cred că multă vreme se spune așa în lumea noastră a terapeuților că prima terapie e ratată, dar abia de la a doua, a treia mai începe să se mai miște ceva. De ce? Pentru că omul nici nu știe la început ce să ceară și cum să primească ceea ce... Și atunci e foarte multă educație. Și din perspectiva asta, cred că, nu știu, Claudia, cred că face niște lucruri foarte bune. Într-adevăr, că, da. Confirm. Pentru că această educație nu face nimeni. Și cumva noi, ca terapeuți, ne așteptăm ca omul să fie deja pregătit, cum am făcut noi 20 de ani, să fie la nivelul nostru, după 20 de ani. Pentru unii e mai ușor, pentru că vin dintr-un mediu care i-a stimulat și i-a ajutat, dar pentru majoritatea nu. Tare repede a trecut emisiunea. Am ajuns deja? La final. Da. Deja. Mi-ar plăcea să... Am vorbit, mi-ar plăcea să ne mai vedem și cu altă ocazie. Da. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Ne revedem duminica viitoare de la orele 19. Până atunci, vă așteptăm pe canalele de YouTube Canal 33 și Centrul Amaneser. O duminică frumoasă!